Ai văzut ce fain ninge? Da, am văzut la Alina pe Insta. E fain, e în Austria, pe pârtie. E normal că e fain, Paul, dacă ai bani. Apropo, când îmi dai 500 de lei? Paul, știi ce m-am gândit? Mai îmi dai tu încă 500 și atunci eu să am 1000 de datorii și ți dau în ianuarie pe toți. Te-ai gândit mult. Ație boierii mari, Hristos a născut. Ce-i cu voi, mă? Tă cu capul în telefon acum, în ziua sfântă de Crăciun. Bine, mă, tata, ai văzut pe TikTok sau de unde știi? Hai, hai, ziceți-o, Colindă, ziceți. Tot cu vechituri, de-astea ne iei. Băi, ziceți-o, Colindă, că vă plătesc. Ce să ne plătești, mă, tata, că nu mai plăti nici facultatea? Hai, mă, lași. Păi, Crăciunul, ieșiți afară la bulgăreală. Acum mi-am schimbat ochelarii. Hai, că nici cum nu-i bine cu voi. No, hai, dați la masă, nici nu v-ați atins de caltabo și de tobă. Da, îs pline de colesterol. Oh, Doamne Dumnezeule, Crăciunul e despre a fi împreună, e vorba despre tradiție, familie, Crăciunul e despre obiceiuri. Da, obiceiurile tale, nu? Ale, le știm. Crăciunul se petrece cu cei dragi. Cei dragi ție? Păi da, adică vodcă, bere, vin, în ce ordine vrei tu, că... Ați văzut ce fain e împodobit Bradu, hă? Păi normal că e frumos dacă l-a împodobit mama. Mama lui Fuego. Da, înainte să pleci în Italia, săraca. Ca să mai facă niște bani. Pe normal, să-ți plătească ție datoriile de la păcănele la Cipri. E brad de ăla eco, de plasticum, eco, cum ziceți voi la Cluj. Da, că pe ăla adevărat l-ai băgat pe foc la cazan. Dar ce ăla era brad? Era o tufă. Mă, copii, lăsați gadgeturile, că odată-i Crăciunul. Hai da să povestim, să ne amintim de vremurile de altă dată. Da, chiar că... Când erați copii mici și mergeați cu Colinda, cu Steaua, cu Capra... Și primeam mere și nuci. Primeați și bani? Da, și banii ani îi luai să-ți cumperi tu țigări. Mă, tată, ai văzut că a pus Cipri la story poză cu ei din drumul de la Viena? E super acolo, nu ca la noi acasă. Mai dă-i încolo pe austriești că nu ne-au băgat în Schengen. Mă, voi ați observat că în ultimul timp, în loc să vorbim la telefoane, nu mai facem poze cu ele? Ne umple invidia când vedem ce-o postat unul altul pe internet și nu mai știm să ne bucurăm de ce avem. Mă, copii, telefoane multe, oameni puțini. Păi da, dar aici e viața adevărată. Unde crezi? Pe net. Păi da. Pe net e viața adevărată. Pe vremea mea... Iar încep să mă iei cu de-astea cu pe vremea ta, dar lasă-mă. Mă, copii, numai pe voi v-am. Odată veniți și voi pe an de Crăciun. Și atunci stați cu capul în telefoane? Dar el cine-i? Când din atunci am trecut masă, zic sărbători fericite. Care mi-a râs la bulgărit? Nu știu.